Bună ziua, numele meu este Surugiu Georgiana și povestea mea și-o are începutul în clasa 5-a, când am descoperit că telecomanda are nevoie de baterii noi și foarte rezistente pentru a putea schimba constant posturile de televiziune în căutare de spoturi publicitare noi și foarte interesante. Pentru o abordare nouă și creativă, Video CV-ul este un produs care mărește considerabil șansele de angajare ale celor care doresc să convingă angajatorul că ei sunt potriviți pentru acel job. În fața CV-ului clasic, care de multe ori se pierde prin agențiile de recrutare, noua formulă pare să prindă tot mai mult contur în rândul experților în resurse umane. Cel mai important avantaj pe care îl poate avea cel care dorește să-și facă un video CV este că într-un CV tradițional scris ai într-adevăr experiență, ai într-adevăr studii, ai într-adevăr hobby-uri, însă angajatorul niciodată nu o să te cunoască pe tine ca om înainte să ajungi la un pre-interviu cu el. Astfel că tu poți practic să-ți vinzi și să-ți crești șansele tocmai prin acea carismă, prin personalitatea ta, prin felul tău de a fi, prin felul cum vorbești despre realizările tale, despre studiile tale, despre ce te pasionează. Cei care cred că timiditatea le va da mari bătăi de cap în fața camerei se înșală amarnic, spun specialiștii, care știu cum să-și atragă și să-și încurajeze clienții. Ei practic trebuie să ne aducă nou înainte un CV, să ne uităm pe el, să vedem despre ce este vorba, îi spunem care ar fi aturile lui, pe care ar trebui să le spună, pe care ar trebui să le sublinieze, își face frumușel un text pe care noi, bine, o să încercăm să-l modelăm astfel încât să-l avantajeze și apoi exact ca o producție de film se va întâmpla. Facem frumos decorul, cadru și începem să lucrăm cu el, permanent lucrăm cu el, pentru că nimeni nu poate să fie în fața camerei la fel degajat din prima. Realizatorii unor astfel de materiale video recomandă însă ca aceste CV-uri să fie realizate de către specialiști. În caz contrar, filmările spontane din sufragerie pot avea un efect invers în fața angajatorului.